Sarah Kachuk, George Kachuk's wife, Sarah George Kachuk's, and I'm 101. Spune românește, ingasă ce ai spus? Spune românește, 101. Da. Spune cum te cheamă românește și câți ani ai, românește. Păi eu sunt fiera românește. Apoi așa spune. Așa se spun? Da. Because Sarah's English. Apoi sunt fiera a lui George Kachuk. Și voi avea 101 octombrie între 5. Am știi câteva zile. Câteva zile. Vreau să pun numai 100. Dacă ți aduce cineva un cu 100 de lunini, când li sufla le pe tete? Apoi eu nu le suf, că n-aduc. Trebuie ajutor, te-ți de aici care trăiesc să vii să sufli te de acele. Nu, no, un alt, una pun. Aha, că ai trecut de la 100, iar de la început. Pun una mai mare. La ghezloc. Aha. Eu am avut un chei bătei de 100. Un chei, nu știu cât ești, dar poate-s, și-a fost open party, open house, cum zice? Open house românește? S-a deschis... Ușii deschis. Da, ușii deschis, da. Dar zice, nu ori pricepe ce grăiesc. Ori pricepe, de ce nu? Ori veni cine-a vrut. Anybody could come. Da. Și-a fost 179. De oameni? De oameni. Yeah, de friends. Oh, oh, oh. 179? Yes. Păi așa i-a spus ei că i-a făcut, cu chi i-a făcut, eu nici n-am știut. Ea a fost full hall, plin de hall. E Mihalcean. My mother's Mihalcean. Mama era de la Mihalcean. Yeah. Da tata? Da tata Zuc. Tata Zuc. Yeah. Cum numele? Cozuc. Cozuc. Mama Sanda. Costache. Costache, yes. Costache, dar mama Sanda Mihalcean. Yeah, yeah. Și cam prin ce an a venit ei încoace? About 100, around 9, I think 9. Eu sunt născut aici. Exactly, știi că I have it written, I forgot. Nu-i problemă. At beginning of, știi că în ce an, neata, în ce an ești născută? Eh? În ce an ești născută, neata? Aici. Dar în ce an? În ce an, în 102, I'm 101. Now figure out. În 1904? Yeah. Yeah. No, 1905. În 1905? Dar dacă ai 101 ani... Nu, nu, nu. What you figured out. Beginning of... what will it be? Știi că I don't remember exactly the date? În 4, dacă ai 101 ani, pe 5 octombrie ai 101. Să am că în 4. Pe 5. Da, pe 5 octombrie ai 101 ani. That I remember. Și apoi unii au avut farmă părinții tale? Aici la Șalca. La Șalca. Șalca, ia. Yeah. Mhm. Și neata acolo te-ai născut? Și acolo am fost născut, yes. Dar trăit în Vega, după aceea, când eram destul de mare, am fost și mergeam la 5 ani, am mers la Begăvăl, la școală, că acolo nu era școală. Și acolo am trăit, acolo am crescut, acolo am rog. Acolo am lucrat și după aceea m-am maritat acolo și acolo am trăit cu 5 ani, pare că. Și apoi am venit la târgul ăsta. Dar rămbă, la copchii ei, spind, este fata mea, Calgary, cu familia ei și ficiorii, am avut amândoi în Vancouver, dar unul murită, cea mai mare murită, cealaltă ce-l vezi acolo. Dar cealaltă este în câtă și femeia lui a murit, dar ei sunt Vancouver, aici copiii lor tăsă acolo. Eu o să aici singur, căci am avut neam aici, Tomeni, eu cred că ai auzit de Toma, de George Toma. Da. Era cu popa totdeauna, era cu... So. George Di Toma? George. Di Toma? Yeah. Știu.
Și apoi a avut un popă, Vasile, care a fost popă. Yeah. A avut un frate. Cealalt. George Titoma. Titoma. Oh. Yeah. Acela ce a avut popă, frate, cealalt Toma. Acela știi Pitele. Pitelima? Știu, cealalt tată de Lime. Cea părinții. Știu, știu. So, stai ce spuneam eu. Și... Ce mă întreba? Că eu am auzit. Da. Aici, la biserică, unde ați venit voi? Ați venit aici la Boian, la biserică? Ia, la Boian, Boian, biserica noastră. Pe Cohană, ți-ai minte bine? Oh, ia. El ne-a cununat pe noi. El v-a cununat chiar? Bine, ia. Oh, ia, ia. Ia. Și apoi când la cununie ți-a dat pâine cu niare așa, ca oh, să... Oh, ia, oh, eu ne... Tu tare ți-l minte și ce-i dat. Da, o dat. Eu nu, nu sunt minte din ieri. Bă, dacă nu s-a dat, că așa facea. Da. El era nice man. Eu îi crezi și rog, te-a merge tot acolo și da. Pomenești. Da, da. Că jidano. Povestește, ce ți-i minte, poate ceva, ce-o făcut, unde au trăit părinții natale, în Bordeiu au trăit când au venit încoace, prima iarnă? Sau, ce spuneau ei? Eu am avut o căsuță, o sărăcuță căsuță, în casă, cu două rumuri. Și acolo am trăit. Da, țin ei... minte și au ținut, au avut și cai și el au fărbuit și cu mâinile au lucrat, nu au avut mașinerie. Și au avut cai și oi. Și vaci, totdeauna cu farmă. Și au stat... Deci nu pot să spun câți ani. Dar el unii s-a însurat? În țara veche sau aici? That's I don't know. Tata Natalia. Acolo, acolo, în țara veche. Acolo s-a însurat. Pe cât eu știu. Mm-hmm. În țara veche. Dar și el ceva... Dar avea copii. Da, aici, am înțeles. Neata, soră, frață, aici, în afară de toate, mai avut? Am avut o soră mai mare ca mine, pe Chisa. Și am avut și apoi eu și apoi Adrias. Dar părinții natale ceva povesteau de țara veche sau nu știi nică ce spuneau ei de țara? Cum a fost în țara veche? Cum trăiau ei acolo? Spuneau ei ceva eu, de asta? Eu venit în coace, îi grăia ei de ei, dar noi eram prea tindri și eu nu se ne amintic, dar ascultam. Dar eu venit că pe atunci atare era cum să zic eu, crei de arme, de bătăi de una de alta. Și e mult s-au venit în coace atunci. Dar poate s-au spus și ăștia, care bătrâni le-a văzut pe aici? Ai grăit cu noi? Piteți. Că știu. Că ei văd, câteva părinchi au venit atunci. Dar exemplu, cine, nu știu, parcă trebuie să-s morți. Poate, deci ei bătrâni ce au venit. Și au început cu mările, greu a lucrat, tare greu a lucrat. Și apoi câte o țără s-au prins la țără. De ce aici mă la aceea? Dar mașerele, mașini, nu era așa. El, eu ne slujte de unii pun, era prea tineri să ne minte. Și apoi pe timpul cealaltă când ne-a tatea i-a maritat, erau mașini, venit cu mașina la biserică? Nu, nu mai mașini. Este mașină. Cu căruța? Cu cicioarele. Cu cicioarele. N-am avut mașină for a few years după aceea. Și apoi ne-am mutat la Begamo. And my dad, eu lucrat tot la unul, la altul, că pe atunci nu era lucru. Dar ce-a făcut? A vândut farma când v-ați mutat la Begamo? A vândut, yes. A vândut și-o casă. A cumpărat casă în Begamo. Apoi el n-avea cu ce lucra tare pe farmă, anyway. Ce avea, avea, da. Am trăit, am crescut acolo până la 5 ani și apoi pe vechi ori la școală. Și după aceea, fiști care au lucrat, câte o țără. Și apoi omul natale a fost Căciuc, da? Ia, yeah. George Căciuc. George Căciuc și mult timp a murit el înapoi? Oh, yeah, 26 years. 26 de ani în urmă.
Și el unde e mormântat? Aici la Boian? Yeah. Și mi-a tot aici ai loc, da? Ia, am loc lângă tățul. Lângă dânsul. Și apoi ai grăit românește cu părinții natali totdeauna, numai românește ai grăit cu dânsul. Când erai copil, am înțeles că... Apoi numai românește, e, că el ce știe. Românește, dar știi, după ce la școală, până alta, dar eu știu și românește, eu știu mai bine românește, eu și am tot știu. Numai negru a vorbit că tot e englezește, bici. Și eu și m-am învățat, eu și ruscăște știu a vorbi bine. Mai bine că românește, mai că. Dar de unde te-ai învățat rusește? Singură și am învățat, cât am vorbit cu lumea, cu aici încolo, la lucru. Că poți să greiești cu mine, că eu tot știu. Știi rusește? Apoi la noi fiecare știe, care trăiește în Băian, fiecare știe ucrăinește, da? Sunt mulți ruși? Nu, în Băian nu, dar pe noi suntem la ucrăinean și noi trebuie să știm limba. Dar eu ce zic, sunt mulți, de ce? Da, da, da. Apoi ce la ucrăinean faceți? They're the boss, they're the... Apoi în țară, Băianul se află în Ucraina. Tot e Ucraina. Da, da. Da, nu e în România. Nu e România, e Ucraina. Nu e România de civil? România e asta, dar... Dar nu voi, nu dar nu suntem noi în România. Oh, oh. Dar mai bine rusește, știți ca românește? Nu știm mai bine, dar... știm bine tot. Că unii, dacă ești amul din afară Boian, nu trebuie numai rusește să grești. Oh, dar bine știi. Eu pot să crezi că bine au seama... Și nu știa englezește de rusă mai, de ruși. Dar eu știam rusește câte o țigră here, there. Și așa am calicit și m-am învățat mai bine. Și apoi eu vedeam că ele nu știu în business. Și apoi eu vreau în rusește, o dânsului. Dar ele cerca mai tare ori englezește să vorbească și greu că e că nu știa. Dar așa te-am învățat, toți ne-am învățat. Dar părinții netale au știut până la urmă englezeaște o leacă? Sau nu prea tare? O știu, mama știa englezeaște o țări de la noi s-a învățat, la copii. Dar tata știa nemțeaște from whole country. Da, da. German, Ukrainian s-a învățat aici și English. Așa de eu s-a învățat că el era tolmac, dacă era cortul ce oră. Used to be witnesses with them. He knew five languages. So, was smart. Și neata, de când timp stai aici la Wellington, aici în casa asta? De câți ani? Aici în Lodge? Da. 3 ani orice, next month. Dar până amu unde ai stat? În casa mea, aici în Wellington. În casa netale? Yeah. Singură? Yeah. Mă copii în ea. No, eu singur, ea, eu nu mă mai arătat doile oară. What for? Și apoi până la 98 de ani singur ai stat în casă? La 98 de ani, ai stat singur în casă. Fost sănătoasă. Vine this home makers. Poate vreo trei luni înainte ce am venit în coace. Că ghedonchii s-au dus. Aha. Că nu avea. Că nu avea, că n-am putut. Nu te merge. Am avut basement and so on. Casa era destul de mult. Mă știi, casa chiar și da, da, da. And I couldn't do it anymore. Well, I didn't do it all before. I used to vine cineva. Ceva mai greu, și grădină aveam. Și grădină aveai, da? O, ia, o țără grădină. Puneai flori, sveclă. Vreau de toate. I liked gardening. Dar așa puneai ceapă, puneai? O, de toate puneam. De toate puneam. Dar mult la rămașiță l-am căzut. La 5 ani după aceea puneam, dar n-au știut de mult. Dar mult, 98, încă am avut o țără de grădină rusă. Dar păsările tot au mâncat din grădină și n-au avut becuri, m-am mâncat. Apoi am venit în coace că eu nu puteam. Fun, it's nice. Oh, da.
Din aici nici mai place afară a lucrat decât în casă. Era mare tată? Era mare tată, yes. But I can't tell you exactly. Mm-hmm. Și la biserică aici... About 1927. Ai venit în... Întotdeauna ai venit aici la biserică? Oh, yes. Well, eu am umblat la United Church când am umblat la școală în Megavon. Nu era biserica noastră. Acolo nu avea. Aha, și ai umblat la ce ea? Nu mai mare, dar eu am umblat la United Church all the time we went. După aceea, măcar am crescut mai mare, nu putut merge, mergeam. Și acolo, dar eu la biserică îmi l-am steady, because I liked it. Singing. Și ai cântat la cor? Yeah, în Boian. Și apoi... Și am umblat cu coleada, pe la... Tumă pe la Vilna, pe la roată. Și ce coleadă cântați? Ți-i minte? Apoi eu, more or less, în bitie, am scris. Colezele? Da, de românești, yes. Dar nu, nu aici, nu le am aici. Cu chiul ăsta, când am vândut casa, când eu am vândut casa. Păi ce trebuie casa dacă eu să aici? Și ce costează bani? Texas. Și îmi las și cântați coleada. Why not? It's nice. Do you? Ai fost? Tătanu. Așa? Ia. Nu, nici îmi plăcea merge coleada. Și când erai cu... Coleada, nice time. Când erai cu copchilă mâțică, tot îmi dai coleada. Când eram copchilă mică, nu îmi dau coleada. Noi aveam United Church și acum noi cântam în... Când am putea cânta și principiam ce face. Dar bărbatul netale, omul netale, crescut aici în Băian? Ia, la... la și, tot la șalcă, sau... Îi știți pe Căciuc, pe acolo. Știu că dacă ai fost la Hamlet, well, they were here, close to here. Șalcă, I guess, șalcă, poți să auzi. Și apoi Cohanu acununat, da? Și el a învățat a cânta frumos pe lume aici, la cor. El, pe atunci, eu nu tare cântam. Cântam, dar nu umblam, că eram too young. Too young and nu, just had no chance. Juc a fost numai tata netale, mai mulți alți juci nu au fost aici. Este și amu, este, în Vegava, dar e rus. Nu-i neam cu noi. E rus, dar dintre români numai tata netale a fost juc. Numai. Numai tata netale. Yeah. Când Boian, Juc, stare puțini. Tot numai o singură familie este Juc, care sunt, cum, el sunt trei familii care trăiesc aparte, dar provin de la o familie. Și aici trebuie să fie neam cu netale. I don't know, nu știu nimic de... Știi că eu nu știu nimic de familie lui. Pe un frate am avut picture acasă. Frate cum a fost în army. Un frate de-a lui din țara veche, da? Ia. Dar eu nu l-am văzut că el acolo. Atâta eu știu. Și-a spus că mama lui, my dad's mother, lived 100 years. O trăit 100 de ani, da? Yeah. Apoi, ai cu Samanac trăiești neata atâta? Merge prin... Poate că așa, I don't know. Dar anii ce așa trec de iud, că deși nu știi. That's right. Da. I don't feel that. Eu așa parcă te azi pe mâine. Ieri a fost duminică sau azi iară. Zârle tari și cap. Hai! Și sunt multe vorbe așa. Tot e misticat. Tăneata, ai grăit în viața neata românește cu cineva și ea după ce soțul netale tot... Tot unul grăiesc românește. Dar soțul netale a știut românește tot. Perfect. El era jumătate rus. Tata lui a fost rus, dar mama româncă. Aha. Dar noi am grăit mai mult englezește, românește, până au fost copii. Și după ce am vorbit mai mult englezește, că cei lor era mai ușor a vorbi englezește decât că am luat la școală. Dar copiii nu mai știu românește nică. Știu, pricep și vorbea cât o stat acasă. Dar ce s-a dus de acasă, tot era engleș. Da, da. Și apoi țără rusește, cea mai nică în el. Cânta în țără rusnește, dar știi, el mergea la biserică și cânta că și cânt rusnește.
dar el nu știe vorbi, el nu știe, nici unul nu știe vorbi. Dar pricep, rusii, rapă, pricep, dar nu vorbesc. Păi ce așa e aici, să fie aici știbuți, apoi ai uita românește, că tot e englezește. Apoi nu uita că știi bine, că și eu nu uit, că eu aici. Și, da, așa. Sâmbla unul la altul, n-o spiții cândva, de sărbători, da? Pe jos, că nu era mașini de azi, cum ziceți, că acasă. Buță și cu bogă, cu un cal și bogă și haide. Noi mergem de la Vegăul cu bogă la Boian și de la Boian mergem cu coleada, cu românii ce era în Boian. Eu am avut un cash, George Mahalcean. George Mahalcean. I think you must know about that. Da, da, da. Omul pachiță. Femeia lui a fost... Nu, aceala? Aceala, nu. Eu a fost fratele mamei. Oh, aha, aha. Tot a venit încoace. Oh, el a crescut aici mai mult. Aha. El a... Știi că eu nici nu știu unde el a fost crescut? There's so much history. And he was also a teacher and a storekeeper. El, aha, aceala care a fost învățător Mihalcean? Yeah. Aceala care a fost teacher? Ia, mai alții care a fost la Boian teacher. Știu gata care, știu. Eu cred că știu. Știu gata, știu, știu. Because everybody knows. El se interesa de tot. He was